în această perioadă. Este momentul ca fiecare dintre noi să fim mai buni. Să fim oameni. Să fim oameni. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră. Rămâneți cu Prahova TV. O seară frumoasă, la revedere! Orizontul e acolo unde vrei tu să fie. Limitele sunt unde crezi tu că sunt. Tot ce facem, facem pentru tine și pentru toți cei care vor veni după tine. La Caproni, fiecare metru cub de beton și mortar produs și livrat este un pariu cu viitorul. Viitorul foarte îndepărtat. Tehnologie de ultimă generație pentru toate generațiile următoare. De la Caproni, specialistul în betoane. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Dragii mei, vă salut, am revenit în emisiunea Generația lui John și mi s-a reproșat, domne, nu zâmbești în emisiune, ce se întâmplă cu tine? Vrem mai multe zâmbete. O să încerc pe cât posibil, dacă îmi va reuși, cu siguranță am să vă ofer cel puțin un zâmbet în fiecare emisiune. Până atunci trebuie să ne gândim că pe 25 cu toții o să ambalăm sau o să desigilăm frigiderul, o să spunem gata cu postul, gata cu mâncărurile astea care sunt cu prea puține grăsimi, trebuie să ajungem în momentul în care devorăm, avem cele mai bune bucate, cele mai gustoase, nu și cele mai sănătoase. Iar toată mișcarea pe care am făcut-o, absolut toate lucrurile frumoase pe care le-am făcut pentru sănătatea noastră, se vor duce. Asta pentru că undeva pe acolo limita începe să exagereze. Nu o să vorbesc singur despre bucatele alese, nici despre felul în care noi oamenii începem să profităm de sărbători doar prin mâncare, ci o să vorbesc împreună cu Mihaela, care este instructor de fitness. Bine te-am găsit! Bine v-am găsit și eu! În emisiunea asta îmi doresc tare, tare mult să te ofer exemplu pe tine din foarte multe motive. Primul și esențial ar fi ăsta, e faptul că tu în fiecare zi faci mișcare. Da. Bun, hai să facem un fel de prezentare, să spui câteva cuvinte despre tine, ca și eu, dar și ceilalți să aibă habar cu cine avem de-a face. În primul rând sunt instructor la o sală de fitness, sunt studentă și sunt și secretară al unei reviste care a fost prezentată aici. Ai trei ocupații, sunt aproape, de fapt sunt total diferite. Da. Dar noi vrem să ne focusăm în emisiunea asta pe mișcare, pentru că studiile, vorba aia, vine vacanța, nu mai avem chef de nimic. Chiar pe partea de facultate, când luați vacanța? Pe 23, cam așa. Duminica luați voi vacanța? Nu, luni. Nu mai știu calendarul exact când pică... Dar nu atunci de sfârșitul lumii, adică nu vineri. Probabil că chiar atunci. Aoleu, să mă întreb așa, oare de ce luați vacanță exact în același... Da, e o problemă destul de mare. Cum vezi tu partea asta cu alimentația? Dacă ar fi să îi dai o definiție, dar să fie una propria ta, nu contează că la Dex scrie altceva. Un mod de viață sănătos. Sportul îți dă sănătate psihică, fizică, e un mod plăcut de relaxare, de a te întreține. Nu știu, din punctul meu de vedere chiar pot să spun că sportul e un hobby, pentru mine meserie, e tot ceea ce îmi place. Se câștigă bine din partea asta de sport, de instructor de fitness? Da, normal, un instructor personal de fitness... Are un câștig foarte bun,
Adică se poate face o carieră pe partea asta în cazul în care, nu știu, mâine, poimine, cineva se apucă de fitness și pe urmă zice, domne, eu mi-aș dori tare mult, dacă tot am niște rezultate, să devin și instructor. Da, da, este normal. Ajungi oriunde. Și se caută locurile astea de muncă? Da, eu cred că da. Eu abia am început în această... Industria sănătății. Dar, da, sănătate pe jumătate, din păcate. Da, dar da, se poate evolua în această meserie, să zic așa. Am înțeles. Cum se îmbină facultatea cu munca? Eu am renunțat la facultatea de zi. M-am transferat la învățământ distanță, numai pentru a avea timp cât mai mult să petrec orele în sala de fitness. Adică deja a devenit, nu e o muncă, e o pasiune. Da, este, cum ai zis, chiar o pasiune. Îmi și mai e și monetizată, deja un mare succes. Dar ce ne facem? Că vin sărbătorile. Vin sărbătorile și de la atâta magie, cred că mâine, poi mâine o să ni se facă rău. O să avem prea multe bucate pe masă. Da, cum, este cum facem important să rezistăm tentații? În primul rând, nu să rezistăm, să nu exagerăm. E mai important. Pentru că e normal, o sărbătoare așa frumoasă, cu cadouri, e și mai frumoasă când ai și mâncare. Pe masă, bucate, nu? Corect, corect. Și cred că nimeni nu-ți interzice să mănânci, indiferent că ai un anumite chile în plus sau... Cum că dacă mă duc la un nutriționist, ar trebui să-mi spună, păi uite, mănânci aia, nu e bine. Eu am fost și nu mi s-a spus nu mânca, nu exagera. Dacă ai poftă de cozonac, da? Se mănâncă cozonac de Crăciun, dau un exemplu, nu trebuie să mănânci 5 felii de cozonac ca să-ți faci acea poftă, să spun. Corpul tău nu-ți cere foarte mult pentru a satisface pofta. Da, dar să știi că de foarte multe ori între ceea ce simțim și ceea ce este real către organism, e un delay, adică eu mănânc acum și sunt sătul peste 35 de minute, ceva de genul ăsta. Și în alea 35 de minute, eu dacă sunt fomist de fel, s-ar putea ca eu să fac ceea ce nu trebuie, să exagerez, să mănânc un întreg cozonac. Aici ține de psihic mai mult, cred, de ambiția pe care o ai. Pentru că este normal să îți dorești deci să mănânci. Deci am o problemă, am înțeles. Nu, dar cred că asta, chiar asta este cuvântul, ambiția. Pentru că, normal, și mie și oricărui om este poftă să mănânce cât mai mult sau vrea să mănânce cât mai mult, indiferent dacă s-a săturat sau nu. Dar trebuie să avem ambiție și să știm când să nu exagerăm. Da, mie mi se pare că noi suntem păcăliți cu mâncarea asta. Chiar exista o vorbă, ceva de genul, mănânci ca să trăiești sau trăiești ca să mănânci? Și mă uit că în zilele noastre, nu neapărat în Ploiești, în Prahova, ci în România, găsim două tipuri de oameni. Oamenii care sunt foarte slăbuți, care ori au tras la sală, ori au murit de foame, și oamenii care au tendința de a se îngrășa sau sunt chiar obezi, pentru că trăiesc ca să mănânce. Sună un pic cam dificilă treaba asta și tristă, însă așa se întâmplă. Sunt foarte mulți oameni care au tot felul de probleme în viața lor, ajung într-o depresie și ei își întrețin depresia respectivă, scapă de ea mâncând. Da, nu conștientizăm mai mult efectele mâncării sau... Nu știu, mă uitam că revistele și mass media în general promovează frumosul fiind foarte aproape de anorexie în ceea ce privește sexul feminin. Nu știu, cred că ne luăm prea mult după, nu știu, după exemple negative sau, nu știu, de când ziceai că sunt multe persoane slabe. Da, nu, persoanele alea slabe sunt ori pentru că s-au dus intens la sală, da, ori pentru că au avut parte de foamete, n-au avut bani, da? Da. Partea în care mass media promovează subnutriția sau anorexia sau modelele care până la urmă sunt un pic exagerate și sunt mascate prin tot felul de programe,
nu dă decât un egal cu greșeală, da? Cu parte de eronat. Sunt multe femei care au, nu știu, 1,60 și 75 de kilograme, da. Adică sunt un pic plinuțe, dar deschid o astfel de revistă și spun, uite, aș vrea să fiu și așa. Și chiar încep ușor, ușor să aibă parte de rezultate, dar în momentul în care slăbești, ar trebui să slăbești să nu mai te poți opri. De treaba asta, ce părere asta ai? Pentru că nu ne cunoaștem corpul. Este întotdeauna bine să cerem ajutorul unui specialist înainte de a, de a slăbi brusc sau... trebuie să ne cunoaștem pe noi, organismul nostru cum funcționează. Dacă dă randament să slăbească atât de mult într-o perioadă scurtă sau nu. Și ce facem? Mergem la nutriționist? Da, da, mie mi se pare un lucru foarte bun. Da, am înțeles că sunt două tipuri de specialiști. Unii care au 25 de ani, dar n-au habar despre ce e vorba, nu și-au terminat studiile și își dau cu părerea tare, tare de tot, și alții care au 30 și ceva de ani, au tita mai burtica, dau experiență și studii. Noi în cine să avem încredere? În aia care sunt fără, de fapt, fără studii, sau în cei care sunt experimentați, dar din păcate nu arată așa cum ar trebui și din start începe credibilitatea să scadă? Da, acum nu știu ce să zic aici, este vorba despre o meserie, pot să spui așa despre orice meserie, medici sau nu știu. Eu cred că analizele vorbesc, sincer, pentru că îți face analize în primul rând. Orice medic nutriționist îți dă o serie de analize ca să-ți vadă organismul exact cum funcționează, dacă... Și pormă... Da, aici e bine, e cu dus și întors, dacă ai încredere exactă sau nu, sau... Nu știu, acum riști. Hai să vorbim de cazul tău. Ai avut vreodată mai multe kilograme decât ți-ar fi plăcut? Ai fost vreodată mare dușman cu cântarul? Probabil în copilărie, mi-aduc aminte. Și... Dar în general nu. Da, în copilărie, vorbim de 2 kilograme, de 20... Era mai plinuță, să zic așa, când eram micuță. Vrei să detaliem ce înseamnă mai plinuță? Nu se râdea la școală de mine, nu în sensul acela, dar mă simțeam eu mai plinuță decât ar fi trebuit să fiu. Dar cine ți-a spus, uite, tu de mâine trebuie să fii așa, deocamdată nu ești bine? Cine ți-a arătat direcțiile astea? Nu mi le-a arătat nimeni. Pur și simplu le-am văzut eu. Am văzut și o reviste cu femei, așa, și de seama că orice fată vrea să aibă, nu știu... Și revistele astea, cam pe la ce vârstă le vizionai pentru prima dată? Nu mai mi-aduc aminte, în clasa a treia, a patra, probabil. De bine, ești un caz fericit. La grădiniță deja sunt foarte multe fetițe care au astfel de reviste după ele. Și spun, uite, cam așa trebuie, uite ce hăinuță are, uite cum îi vine. Da. Și mă gândesc că ce vine din noua generație deja o să aibă niște efecte de anorexie și probabil chiar la modă. O să fie anorexia la modă, asta o să fie preferința oricărui bărbat. Eu îmi doresc să nu, pentru că trebuie să realizăm că anorexia este o boală care duce chiar și la moarte. Deci nu sunt... de acord cu astfel de persoane care îmi zic am mâncat astăzi doar un fruct ca să nu mă îngraș, sau sunt multe. A zis treaba respectivă, da, sau da, chiar da, asta da, și făcut? Nu, probabil că a și făcut-o. Mie doar mi-am comunicat. Sunt multe persoane, să știi, care chiar asta fac. Da, sunt tare curios dacă există persoane care pot trăi zi de zi doar cu un măr sau doar cu o portocală sau doar cu o roșie. Există cazuri comerciale, exploatate la maxim. Adică, bun, sunt de acord sau de astfel de vorbe, dar mi-e tare greu să cred că ele sunt și practicate. Ajungem într-o sferă complet, cum să spun eu, greșită și... poate mâine, poi mâine, nici nu se mai poate fi oprită greșeala asta, pentru că avem alte modele. Da, și mie mi-e greu să cred. Eu nu aș putea, deci eu clar nu aș putea să mănânc un fruct toată ziua și să mă simt bine și să mai fac și sport sau
nu știu, să mă duc la muncă, la facultate. Deci nu, nici eu nu aș putea, dar nu știu, bine că fiecare cum gândește mai bine, părerea fiecăruia, dar tocmai de asta ziceam că mai bine ar fi să consultăm și un medic, pentru că un sfat de acolo, un sfat de acolo, și la mine când mai cer sfaturi, tot așa le zic. Să mănânce, pentru că mai ales când faci efort fizic, este normal să consumi un număr de calorii mai mare. Dar fiecare cum gândește acum, nu știu. Da, eu cred că sunt foarte mulți oameni care, din păcate, nu recunosc ce servesc ei cu adevărat. Sunt mulți care mănâncă după miezul nopții, se trezesc în plină noapte și spun, băi, aș avea poftă de asta. Și da, poate să fie acea chestie, de fapt, o șaorma sau cine știe ce alt fast food. Și eu, unul, cred că undeva pe acolo trebuie să exploatăm la maximum educația asta alimentară, să avem habar încă de la vârste fragede ce e bine și ce nu e bine să mâncăm. Luăm o scurtă pauză, după care revenim fără prea multă poftă de mâncare. Seara, iată ce puteți urmări în jurnal. Ultima ședință a Consiliului Județean Prahova s-a încheiat cu un moment festiv. Președintele Mircea Cosma s-a despărțit de consilierii județeni care au câștigat un mandat de senator sau deputat în urma alegerilor parlamentare din 9 decembrie. Acesta le-a înmânat diplome de excelență, dar și stema județului. Spitalul Județean de Urgență din Ploiești intră în reparații. Vor fi reabilitate toate corpurile de clădiri în care funcționează unitatea sanitară de pe strada Găgeni. Lucrările vor începe în primăvară și vor dura aproximativ un an de zile. Consiliul Județean a alocat peste 2 milioane de lei pentru acest proiect. Vinul și murăturile sunt nelipsite de pe masa de Crăciun, asta spre bucuria comercianților din Valea Călugărească. Aceștia sunt luați cu asalt în perioada premergătoare sărbătorilor de clienți veniți din toate colțurile țării. Cumpărătorii pot alege dintr-o gamă variată de vinuri albe și roșii, murături și zacuscă. Prahova se află pe locul 3 la nivel național din punct de vedere economic. Județul nostru stă cel mai bine în domeniile petrolului și turismului. Nu același lucru se poate spune despre industria auto, domeniul construcțiilor sau cel imobiliar. Nu pierdeți știrile Prahova TV de la ora 19:30, când vă aștept cu aceste subiecte, dar și cu alte informații. Atunci când vorbim despre Crăciun, ne gândim majoritatea la mâncare, la cozonac, la porc, la carne, cât mai multă. Probabil unii dintre noi și la familie, da? Și mai sunt și oamenii care se gândesc la distracție, cum și la băutură. Da, probabil și la băutură, dar nu asta e sfera în care vreau eu să mă arunc în aceste momente, ci vreau să vorbesc în continuare cu tine și să-mi spui dacă există oameni supraponderali care au venit la sală și au venit la tine și au spus, păi, Mihaela, vreau să scap de toată grăsimea asta, vreau să arăt ca în, nu știu, în revistele respective. S-a întâmplat să existe și rezultate? Da, dar pe parcurs. Păi, deci, normal, că doar n-ai făcut așa și gata, a dispărut totul. Bine, când ai un organism care tinde spre o îngrășare mai rapidă, este mai greu, într-adevăr, să ajungi la un anumit standard de kilograme. E foarte greu să ajungi acolo, dar cu o dietă echilibrată, exerciții fizice și asta, deci da, normal, poți să ajungi și să te schimbi, efectiv. Există o greutate standard pe care o persoană ar trebui să o aibă? Depinde de multe lucruri această greutate, de înălțime, de vârstă, de, nu știu. Hai să luăm copilașii ăștia care au devenit după zi pe alta majori, adică un tânăr de 18 ani care, să zicem, care 1,80, da? Câte kilograme ar trebui să aibă? Nu se duce la sală, deci nu are o activitate intensă pe partea de sport.
70 de kilograme. Vai, deci cu băiat? 10 kg, de băiat? Băiat. A, nu, noi vorbeam de fete. Deci de fete. Da. Și un tânăr? Nu știu, acum la băieți e mult mai complexă treaba. Întotdeauna băieții au și masa osoasă mult mai grea. Așa, și pot ajunge și la 100 de kilograme, având un corp frumos. Eu am întâlnit astfel de persoane. Da, presupun că în cazul în care un tânăr de 100 de kilograme cu 1,80 e frumos, înseamnă că e foarte bine lucrat. Nu, nu. Este o persoană normală. Persoană normală? Da. Înseamnă adică că atârnă foarte bine oasele. E greu să-mi închipui că 100 de kilograme, 1,80 și totuși arată bine. Bine, da, probabil exagerez, dar nu știu cum, ce să spun aici. Sunt persoane, ți-am zis, contează foarte mult organismul omului. Nu știu cum să spun, este foarte important să te ajute corpul. Indiferent câte kilograme ai, dacă se așează acele kilograme unde trebuie, poți să arăți perfect. Mi-e place că dai foarte multe speranțe tuturor persoanelor care au mici sau mari complexe. Adică, dom'le, s-ar putea totuși, tu să arăți foarte bine, chiar dacă ai cu 10 kg în plus. Fără să facem pic de reclamă, nici antireclamă în același timp, crezi în prafurile astea, nu știu, care fac fel de fel de minuni, după zi pe alta sau după o lună pe alta scap de 20 de kilograme și ești mult mai sănătos? A, nu, nu, nu cred. Adică cred că scapi, pentru că am văzut cazul în care au scăpat, dar după ce au renunțat la cele tratamente, efectele au fost și mai devastatoare, să spun așa. Deci în acest caz mai bine bem ceaiuri și mâncăm fructe și legume și la final o să zicem, domne, se pare că nu există o alternativă, ci doar un singur drum și ăla trebuie să fie cât mai drept. Mulți n-au răbdare. Mulți nu au timp să ajungă la sală. Sau mulți sunt atât de prinși în muncă încât stau toată ziua în fața unui calculator, indiferent că e vorba de un tânăr sau de o persoană de vârsta a doua, și mănâncă, tot mănâncă, tot mănâncă. Cu ăștia ce facem? Orice activitate este importantă de sport, deci nu trebuie neapărat să vii la sală, dar trebuie să conștientizezi și să o faci. Deci dacă îți place să alergi prin parcuri sau pur și simplu și o plimbare, este foarte bine. Da, da, plimbarea ea e foarte bună în momentul în care este făcută și durează mai mult de 5 minute, că sunt mulți care se duc cu gunoiul, au revenit acasă și spun, doamne, ce plimbare extraordinară. Da, dar gândește-te la acele persoane care au mașini, care depind de mașini și nici la magazin nu se mai duc fără mașină. Chiar dacă magazinul e da, la doi pași. Da, vai. Și pentru ei o plimbare chiar cred că e un sport. Da, eu chiar am întâlnit cazuri din acestea. Chiar nu depinde orice, de mașină, de... Să știi că și eu consider că o plimbare face parte din sport, dar la mine o plimbare înseamnă cam 30 de minute de da, mișcare. Este normal, 5 minute sau minute, nu, da, da. Să depind de mașină. Ceea ce e important și cred că, din păcate, este evitat de către oamenii cu mașini. Mașina face și bune, dar și rele. Da. Și în cazul ăsta tu mi-ai spus niște oameni care se îngrașă din cauza mașinii? Hai să ce nu urât a sunat. Da, da. Vai de mine. Dar ce reală e treaba în același timp. Da, sunt puni. Sunt mulți, sunt foarte mulți. Nu trebuie acum să credem că dacă spunem lucruri pe nume s-ar putea să îi supărăm pe alții. Îi supărăm pentru moment, dar îi trezim la realitate cât încă realitatea asta mai poate să fie și bună, nu rea. Conștientizarea, adică să fie... Știi cum se face cel mai bine conștientizarea asta? E un cântar și odată la 3 zile pentru cel pe care îl vrei activ în conștientizare spui, prietene, urcă-te pe cântar. Și după, nu, indiferent ce face el, după 2-3 săptămâni, dacă îi arăți un grafic și spui, uite, aici aveai 78,
aici 82 de kilograme, aici 86 și uite au trecut decât 3 săptămâni. Ce ne facem? Omul începe ușor, ușor să se gândească cum să acționeze și să-i fie bine. Da, mai dreptate. Adică dacă nu ne facem prieteni cu un cântar, nu ne facem prieteni cu realitate. Da, asta așa. Ai un cântar acasă tu? Da, am. De câte ori te cântărești? Sincer, rar. De o dată la o săptămână, cam așa. Nu abuzez de el. Nu vreau să fiu așa să mă duc în fiecare zi sau... Nu. Pentru că mai sunt și excepții alimentare. De sărbători că... o să faci o excepție alimentară, dar o excepție din aceea nedorită? O să fac excepții, dar nu o să fac o exagerare. O să mănânc tot ce e de mâncat, dar nu în cantități mari. Este bine, normal. Acum cine se uită la emisiunea asta o să se cam oftice, pentru că tu spui niște lucruri și nu se pupă cu realitatea, adică tu nu ai niște kilograme în plus, deși, din ce spui tu mie, mănânci fără nicio problemă anumite alimente. Nu fără nicio problemă, nu, nici chiar așa. Ia, da, cum? Mănânc. Așa. După care te duci la sală. Nu. Nici așa. Nu, dar mănânc foarte puțin, din fiecare. Este normal că orice om poftește. Deci, dar dacă mie îmi place foarte mult doar salata de beef. Mănânc salata de beef, dar nu... Dar vreau să mănânc pe toată, că mie e atât de poftă. Cum nu se poate? Că am în față, eu pot să mănânc. Nu, asta e, trebuie să ai ambiție, să te gândești în primul rând ce vrei tu. Să mănânci acea salată și să capezi forme sau să fii... Eu cred că de multe ori în alimentația asta oamenii capătă niște puncte de stres, așa le numesc eu, și la un moment dat punctele alea devin o linie. Iar în momentul în care tragem o linie și aia e plină de stres, ar putea să mergem în partea extremă în care excesul devine obișnuință, normalitate, și e greu să-i mai spun un om care e supraponderal: băi nene, vezi că nu mănânci ce trebuie. Vezi că s-ar da ca mâine pe mine să treci și pe la medic. Pentru că, de fapt, de drept, asta ar trebui să sublinieze mișcarea și alimentația. Faptul că dacă nu faci ce trebuie sau ceea ce e bine pentru trupul tău, mâine pe mine va trebui să mergi la medicul de familie și răspoi mâine la spital. Da, sau direct la urgențe. Normal. Deci nu e bine. Tu ce faci ca să te menții? Pentru că vorbim totuși de o siluetă de invidiat pentru foarte multe din doamnele și domnișoarele care se uită la noi. Nu e vorba de un compliment, e vorba de o chestie cât se poate de real. Ai 1,60, zic bine? 1,67. 67, ia uzi, 1,67 și câte kilograme? 48. 48 de kilograme. Aș putea spune că ar trebui să mai pui ceva pe tine. Da. Vezi, oricum, dacă le spui oamenilor acum ce mănânci, ia, să vedem dacă ne faci să fim invidioși sau nu? Mănânc, nu știu, nu pot să spun orice, dar nu am un tip de alimente sau nu mănânc numai salate sau numai carne, de exemplu. Nu, mănânc din fiecare, dar mănânc foarte puțin. Deci hai să te întreb altfel ca să-i ofticăm pe unii. Zic eu, dar nu-i ofticăm, nu. De fapt, ai tu arderile mult mai puternice. Mănânci fast food? Câteodată, da. Fast food înseamnă shawarma, pizza, toate porcările alea de la două mari branduri. Deci mănânci, da? Bun. Mănânci prăjiri? Rar. Da, astea nu. Uite, e o chestie că mănânci rar. Mănânci carne? Nu prea. Deci ce are carne? Nu... Iar trebuie să fie carnea de pui. Cel mai bun aliment, știi? Da, dar nu știu, nu prea mănânc carne grasă sau decât așa, fără grăsime, fără, deci nu. Păi dacă nu are grăsime, ce să mai mănânci? Ce mănânci? Că nu are nici gust, nu are nimic. Ba da, are. Are? Când știi să o prepare, are. Cine prepară puiul? Îl prepar tu? Da. Cum îl prepari? Fiert. Așa? Și la grătar. Stai puțin, îl și fierbi, îl și pui la grătar? Nu. Pui fiert când mănânc fiert și la grătar când mănânc la grătar. Stai că, știi, tu spui niște lucruri pe care unii oameni le urmăresc mai departe și încearcă poate chiar să le practice. Băi, mi-e poftă să mănânc carne, eu să mai mănânc carne de porc astăzi. Apropo, groaznice pozele de pe Facebook, groaznice, oameni buni, nu mai puneți poze cu porci tăiați, că nu mai pot, nu mai suport, deci sunteți
în ultimul hal, nu mă interesează cum vă tăiați porci, nu mă interesează șunculița, nu mă interesează nimic. Și cred că cine dă îmi place la un porc măcelărit are o problemă. Poate să facem o emisiune cu chestia asta. Deci, de poftă, nici de poftă nu vreau să văd cum măcelăriți porci. Deci nu vreau. Puiul, da? Revenim la pui. Îl fierb și atât, pui sare pe el și ăla-i puiul mâncat? Da, într-adevăr nu e foarte gustos. Dar da, se mănâncă și așa. Păi clar, nu, deci nu se mănânce nimeni în afară de tine sau în afară de cei care deja dar mâncau. Dar cel la grătar așa. Este foarte delicios. Dar am înțeles că la grătar, de fapt, de drept, urma aia pe care o lasă grătarul e toxică. Are un conținut mult mai ridicat decât tutunul pe care îl inhalăm. De vreo 10 ori sau, nu știu, oricum, un număr cu virgule și cu tot felul de nebunii. Asta, sincer, nici nu știam. Chiar nu știam. O să ajungem da, la un moment dat, o să ajungem la un moment dat să mâncăm. Ce să mâncăm, oameni? Mai cred mâncăm că orice ceva? Mâncare e toxică acum, nu știu. Apa și apa a început să fie toxică. O să fac odată o mică filmare, o să pun paharul meu de seara până dimineața, paharul cu apă, nu cu altceva, și să vedeți așa cam ce se întâmplă cu acel conținut. Da, nu, deci se vede foarte ușor cum se decantează calcarul. N-am idee ce anume. Da, este normal. Ce mai mâncăm? Ce să mâncăm? Uite, vin sărbătorile. Spune-mi tu ce să mâncăm. Nu-mi zice din toate, că tu ești generalistă. Și oamenii o să spună, vreau și piftie, vreau și de-aia, vreau și cozonac, vreau și carne. Eu nu aștept să le mănânc pe toate, nici câte puțin măcar. Nici eu nu le mănânc pe toate. Dar zi, ce să mâncăm să ne simțim totuși bine? Acum, de sărbători. Și în familie, cu toții, nebunii, băuturi neacidulate, spiritoase. Probabil că din toată sărbătoarea, așa. Toate mâncărurile sărbătorii, să zic așa, ai una preferată. Este normal să ai o preferată. Și poți să mănânci. Dar ți-am zis, totul e să nu exagerezi. Deci, din punctul meu de vedere. Acum eu mă gândesc că unii au sărbătorii și de Black Friday și s-au întâlnit cu toții. A mai fost și vreun sfânt luna asta sau vreo 2-3. Nu mai spun Paște, Valentine's Day, toate zilele nebunești. Și să mănânc doar într-o singură sărbătoare care mie îmi place. Pauză și revenim! Și jumătate. Hai. Păi, ce ai? Ați terminat? Nu, s-am pus un sandwich. Am plecat la serviciu, vă pup. Pa. Dacă sunteți cu mine diseară când vin, vă aduc ceva bun. Serviciunar! Un copil pe săptămână arde în România. Nu-ți lăsa copilul singur în casă. O campanie a Inspectoratului General pentru situații de urgență. Donează 2 euro la 8864 și ajută un copil să trăiască. Numele meu este Frank Smith. Bine ai venit în orașul X-Drive. Locul cu cele mai grele condiții atmosferice din lume. Ploaie, zăpadă, gheață, grindină. Uneori, toate deodată. BMW X-Drive. Disponibil pe 70 de modele. Unul dintre ele este BMW X1. Finanțare în lei cu dobândă fixă 1,99% prin BMW Financial Services. Proleasing Motors. Noul tău dealer BMW din Ploiești. Oameni. Vise. Speranțe. Nu ține ochii închiși. Oftamax. Oferim lumină ochilor tăi pentru a putea vedea lumea din jurul tău. O
Orizontul e acolo unde vrei tu să fie. Limitele sunt unde crezi tu că sunt. Tot ce facem, facem pentru tine și pentru toți cei care vor veni după tine. La Caproni, fiecare metru cub de beton și mortar produs și livrat este un pariu cu viitorul. Viitorul foarte îndepărtat. Tehnologie de ultimă generație pentru toate generațiile următoare. De la Caproni, specialistul în betoane. Responsabilitatea nu ține de vârstă. Rosal, creat pentru protecția mediului. Nu rata altfelul de săptămâna aceasta. Avem dezlegare la politicieni, așa că vă dăm bârfe de partid și detalii despre doamna Lola, o proaspătă deputată de Prahova pe care vrem să o cunoaștem mai bine. Ca și pe Dan Ioniță, un senator din întâmplare. Vă demonstrăm că Roberta Anastase nu s-a săturat de noi și nici noi să scriem despre ea și despre susținătorii ei. Aflați cine sunt adevărații câștigători ai scrutinului din 9 decembrie și părerile trăsnite ale unor oameni de bine despre locul de baștină al lui Moș Crăciun. În pagina de sport vă prezentăm un nou dialog dintre un fotbalist și divinitatea însăși. Altfel, se eliberează fără rețetă în fiecare vineri de la toate chioșurile Prahova Infopress. Pentru cei dependenți, recomand accesări zilnice pe www.altfel.ro pentru texte care nu vor vedea niciodată lumina tiparului. De acum nu mai ai nevoie de televizor ca să vezi cele mai importante știri locale, cele mai bune emisiuni și cele mai interesante transmisii sportive. Bine ai venit pe noul www.prahovatv.ro. Aici poți să urmărești în direct emisiunile preferate, indiferent dacă folosești un calculator, o tabletă sau un telefon mobil. Ai ratat știrile sau vreo emisiune favorită? Nu-i nimic! Ai înregistrarea pe site, disponibilă imediat după difuzarea la TV. Nu trebuie decât să accesezi secțiunea emisiuni, să selectezi producția preferată și data difuzării. Dai play și te bucuri de cele mai bune programe ale postului nostru. Cu Prahova TV îți faci programul așa cum vrei. Prahova TV este cel mai urmărit post local de televiziune, potrivit studiilor efectuate de către Ires și Dedalus Millward Brown. Mulțumim! În această seară la emisiunea Atitudine. Am avut astăzi o experiență la o benzinărie. Reclamația mea este următoarea. Bă, nu se poate să nu am la pompă prețurile. Știi ce mi-a zis de la casă? Ah, le aveți pe totem. Bă, dar poate nu bat cu totemul, e la 20 de metri. Dar poate nu vreau să mă uit pe totem. Eu vreau când ridică aia pistolul din... Da? Să văd acolo. Sau puteți să ridicați pistolul, vă uitați, puneți pistolul la loc, ridicați celălalt pistol. Bă, dar nu trebuie scrise acolo undeva. A, am stat, m-am uitat peste tot pe acolo. Unde e, mă, scris? M-am dus la ăla. Bă, dar sunteți atât de nesimțiți, nici măcar nu mai scrieți, bă, nu vă mai deranjează să scrieți. Uitați, domnul, că scrie pe totem. Avem în presă un băiat, e tot mai puțin în presă, unul pe care nu-l halește nimeni. Tu știi despre cine e vorba, că la un chef. Când s-a așezat ca nefericitul lângă noi, când s-a dus la baie, i-am mutat scaunul farfurie, tacând tot la altă masă. Doi nebuni, o emisiune. Atitudine. Diseară de la ora 21 la Prahova TV. Am revenit în direct, generația lui John, și se pare că unii sunt unii care, pentru a prinde încredere în sine, trebuie să mănânce două șaurma înainte. Asta e cea mai tare chestie pe care am auzit-o în pauza ce tocmai a trecut. Nu uităm de rețeaua de socializare Facebook, pe care spuneam că sunt foarte mulți porci la propriu, da, la propriu, pozați, tăiați, măcelăriți. Și o chestie de tradiție care pentru mine nu este și nu mă simt român prin treaba asta. Nu mi se pare că are vreo legătură cu noi porcul tăiat și pus pe Facebook, dar ci că e o rețea de socializare și trebuie să punem, să dăm like-uri. Gheorghe, trebuie să dai un pic mai la stânga, așa, să te prinzi și tu cu porcul. Ia uite, e de 200 de kilograme. Nu.
Lucrurile astea ar fi bine să nu aibă partea de propagare, dar se pare că nouă ne place să știe tot poporul ce facem noi. Bun, dacă de șaurma am trecut și nu ni s-a făcut încă poftă, mai avem șanse foarte multe până la finalul emisiunii, nu-i așa, Mihaela? Da. Deci de acord cu mine, nu? Deci știi ce se întâmplă? Eu cred că mâncarea sănătoasă e mult mai greu de găsit în oraș, spre exemplu, decât mâncarea aia nesănătoasă. Adică da, și o salată, mi-e poftă de o salată, da, o salată cât mai bună. S-ar trebui să fie ori prea scumpă, ori prea departe de casă, în timp ce un fast food deci merge atât de repede. Mai e o chestie pe care n-am înțeles-o. De ce sălile de fitness sunt foarte aproape de șaurmerii? Sau șaurmeriile s-au pus foarte aproape de sălile de fitness? Nu am văzut asta la toate. Bine, sunt unele mai așa, mai stilate, mai greu de găsit, poate. Da, probabil că e o strategie. Păi cum adică? Eu mă duc la sală ca apoi să mănânc o șaurmă? Bine, asta ține, ți-am zis, de ambiție. Normal că nu poți să vii la sală să faci 2 ore de sală și pe urmă să te duci să mănânci o șaurmă. E ca și cum ai stat acasă în fața televizorului și ai fi mâncat. Ce poftă mi s-a făcut de mâncare, nu și vouă, extraordinar. Nu, faza e așa, că noi putem să spunem orice în emisiunea asta. Noi putem să vorbim despre mâncare până mâine dimineață. Noi putem să le spunem, nu faceți aia, nu mâncați aia. Pentru că omul de fel e obișnuit să fie cel mai bun prieten cu frigiderul. Iar dacă frigiderul este gol, nu e nicio problemă. Există magazine și magazinele din ziua de astăzi nu fac altceva decât să comercializeze niște produse pline de euri. Iar o altă poezie care se învechește și se tot practică. Auzisem de un filmuleț foarte drăguț. Ditai filmul, nu e filmuleț. Nu știu dacă zici tu despre el, e vorba de toxic, așa se numește, sau ceva de genul. Și concluzia era că oricum toată mâncarea e proastă. Da. Da, și este adevărat. Dar nu e chestie de intimidare, de fapt și de drept? Să-i păcălim pe toți? Să-i păcălim cu ce? Că oricum o să muriți într-o zi. Oricum o să murim într-o zi. Deci... Corect, dar să nu murim din cauza asta. Da, acum trăim într-o lume în care oricum eurile astea și toate alimentele într-adevăr sunt pline și chiar și cred că salata, nu știu dacă aia o mai fi sănătoasă. Nu știu. Depinde de unde o cumperi. Acum e foarte bine să te ai prieten, chiar și pe Facebook, cu țăranii, la propriu. Da, deci, este nu. Dacă țăranul are o seră, două, trei, dacă el nu pune chimicale sau pune mai puține, stropește mai puțin, s-ar putea să ai o viață mai sănătoasă. Însă chiar cunosc cazuri în care oamenii ar putea să mănânce sănătos, dar tot abordează porcul. Gândește-te la țăranii care înainte n-aveau treabă cu partea de euri, nu stropeau, nu nimic. Ei tot mâncau prost. Se pare că și cât am avut lucrurile la dispoziția noastră, tot ne-am îngrășat. Da, dar totuși atunci cred că erau mai mult sănătoase decât erau mult mai sănătoase, dar băgând în noi așa, alimentându-ne cu tot felul de grăsimi și de alea grele, fără pic de sport sau cel mult cu lopata și cu furca, nu se completează, nu le arzi pe toate. Da, într-adevăr, este important să găsești aceste alimente sănătoase și să fie și ușor accesibile și mai ieftine. Este o chestie foarte generală și este bine să... Nu știu, să-ți dorești în primul rând. Pentru că este normal, dacă îți dorești un lucru, îl faci, indiferent. Dacă tu îți dorești să mănânci sănătos, clar o să mănânci sănătos. Dacă este imposibil. Dragii mei, dacă îmi doresc să câștig la loto, este clar că o să câștig la loto. Nu, sunt câștigarea ironic. Câștigarea la de acord, loto nu depinde de acord de tine. Corpul tău depinde de tine. Ce bine ar fi ca foarte mulți dintre cei care se uită la emisiunea asta să aibă aceleași principii ca și tine în ceea ce ține de alimentație. Dar că sunt mulți care se duc la sală și spun, domne, eu care mănânc sănătos, care dimineața o salată, la prânz o roșie și seara un ceai,
eu, uitați-vă la mine ce bine arăt. Și îi prind pe unii, prin fel de fel de restaurante, mâncând cu două mâini, dar mai trebuie încă trei să se sature, mâini, nu altceva. Deci, omul se minte pe el. Asta e prima concluzie la care am ajuns de an bun de zile și se văd deja rezultatele negative. Poți să spui tu că faci câtă sală ai vrea. Da, da, este normal. Dacă nu, alimentația oricum contează, indiferent, cu sală, fără sală, poți să nu faci sală, în schimb să ai o alimentație sănătoasă și să arăți bine, să fii energic și să nu... Spune-mi, consumi băuturi carbogazoase? Consum, dar nu mereu. Deci consum. Da. O primă greșeală, cică. Consum fast food? Ai zis că da. Rar, da. Deci și asta. Bun, hai să vedem ce mai... Nu că, deci, pe cuvânt, sunt multe femei care fac eforturi uriașe, mănâncă doar ceea ce trebuie și n-arată deloc ok. Nu se simt bine cu ele. Deci corpul trebuie să te ajute. Cunosc persoane care nu fac sală, mănâncă non-stop și foarte mult. Așa. Și sunt tot slabe. De, vezi, unii mănâncă foarte mult și se îngrașă foarte mult, unii cu sală, cu diete, slăbesc atât de greu. Stresul, ci că stresul e principala piedică în a face ceva cu viața ta. Și în momentul în care scap de stres, cu siguranță lucrurile sunt mult mai ușor de obținut și n-ai nicio gară, doamne, ajungi unde îți este locul. Zim, deci vrea cineva să ajungă la sală, să facă sală. Da. Care sunt indivizii care au nevoie de așa ceva? Wow, orice om are nevoie. Nu pot să zic că dacă ești slab, ești slab, arăți bine din punctul tău de vedere, nu-ți mai trebuie mișcare. Este vorba și de întreținere, de plăcere. Multora le place. Să-ți placă să tragi de fiare? Să-ți placă să, nu știu, să... Nu neapărat tragi de fiare. Ideea de a alerga și nu se pot duce într-un parc, de exemplu, sau o bicicletă. Sunt multe aparate care ne ajută în sensul ăsta de relaxare, de întreținere. Nu neapărat o tragem toată ziua de fiar. Nu că n-ar exista niște oameni care... Normal că există foarte mulți oameni care fac asta. Bine, probabil că vor performanță pe partea asta. Am observat totuși o mare diferență între femei și bărbați în ceea ce privește sala. Femeile nu vor acea musculatură pe care o promovează totuși revistele de specialitate. În schimb, bărbații vor să-și arate bine, să-și capete niște forme, adică cred eu că e mult mai ambițios bărbatul și acum tu ești în măsura de a mă contrazice sau nu în funcție de realitate. Care are mai mare ambiția? Femeia sau bărbatul când oamenii ăștia se prezintă la sală? Nu, deci nu pot să generalizez. Și unii și alții. Adică întâlnești pe și femei care vor să slăbească sau să arate bine sau să arate într-un anumit fel și bărbați care, de exemplu, zic că hai că mă duc și eu la sală, fac o jumătate de oră bandă, de exemplu, și hai, mă întrețin așa. Nu, deci nu pot. Păi și ce ar trebui să mai fac? Păi, dai seama că într-o sală de fitness sunt multe aparate necesare. Picioarelor, de exemplu, brațelor, na, că tot vorbim de bărbați care ei sunt cu specialitatea asta, să zicem așa. Nu știu, abdomene, sunt multe lucruri. Și tu recomanzi ca o persoană care se duce la sală să aplice pentru fiecare zi aparat în parte, să nu zică, băi, astăzi fac doar bandă și atât și mâine la fel și tot așa. Și brațe, și abdomen, și picioare, și absolut da, tot. Da, eu sunt de acord cu asta, puțin din fiecare. Bine, și dacă, de exemplu, ai un corp care nu te avantajează într-o anumită parte, este normal să faci mai multe exerciții pentru acea parte sau, na, este normal. Și cine îți spune că ești în dezavantaj atunci când vine vorba de o anumită parte?
În primul rând tot trebuie să fii. Dar sunt mulți care nu arată foarte bine. Spun, domne, arăt extraordinar. Se simt bine în pielea lor, foarte bine. Da. Nu te confrunți cu astfel de oameni care spun, păi, băi, Mihaela, eu mă simt bine cu mine, n-am nevoie de încă 10 minute în plus. Nu. Nu. Mă confrunt cu oameni care vor cât mai mult. Adică, dacă le spun, faceți 20 de minute de bicicletă, să zic, fac 30. Da, pe mine încă mă sperie fenomenul ăsta, că îl văd mult mai în floare de vreo 2 sau 3 ani de zile, da? Până acum oamenii ori dădeau la lopată foarte mult, ori erau mult mai mai atenți cu mâncarea și cam atât. Erau foarte puțini cei care se duceau la sală doar ca să fie și ei prezenți și ca să arate cât de cât bine. Se duceau cei care știau, băi frate, eu am nevoie de rezultate. Acum sunt lumi complet diferite. Unii vin că au zis și ei că la sală e bine sau să scrie pe Facebook, sunt la sală, check-in, da? Și sunt alții, cei de din trecut, poate și de acum 10 ani de zile, care vor neapărat să aibă ceea ce trebuie. Și aia se numește sănătate și fizică, dar și mental. Cum lucrezi cu oamenii pe partea psihică? Presupun că tu ai acolo o mare obligație față de cei prezenți, să le spui și ceva motivație. Să le vinzi niște gogoși. Băi, fraților, după chestia asta, cu siguranță o să vă simțiți și mai bine. Știi cum e? Ai făcut 30, ai făcut 40, vreau data viitoare 80. Da, este normal să fii așa cu clientul, pentru că altfel pierzi mult tu și clientul nu este satisfăcut, să zicem, nu se simte bine, probabil, sau nu vede rezultate. Trebuie să-l ambiționezi într-un fel, să spui, dacă el vine la tine și spune, mă, încă nu văd rezultate sau nu știu cum, trebuie să încerci altceva, un alt program. Contează foarte mult programul pe care îl faci cu el, anumite exerciții, cu ce încep, cu ce termin. Trebuie să fie în primul rând el receptiv. Și dacă există acea comunicare între client și instructor, dacă omul se ține de micile trucuri și totuși nu scapă de kilograme, chiar dacă încearcă altceva, ce facem atunci? Înseamnă că e o problemă undeva. Bun, ori bun. Se duce acasă, cum ai zis mai devreme, și mănâncă foarte mult. Asta e problema și mulți nu recunosc. Să știi că am mai vorbit cu câțiva instructori și îmi spuneau, băi, eu îi puneam să își facă o listă cu ceea ce mănâncă în fiecare zi. Și la un moment dat îi prindeam cu minciunica. Da. Nu mai rezistați, băi, nu mai puteți spun și cu asta basta, că deja e greu. După 6-7 zile, ce să scrii? Că iar salată, ai mâncat salată? Ai mâncat salată, ai mâncat altceva. Degeaba încerc eu sau orice alt instructor să ambiționeze omul, să-l facă, să vrea mai mult sau să schimbe sau să vadă că a schimbat deja, dacă el nu reușește să depășească limita aia între vreau și pot. Asta e important. Când te duci într-o sală de fitness, nu trebuie să mergi cu ideea, mă duc și eu la sală, cum se zice, mă duc și eu la sală, asta o oră, nu, trebuie să te gândești de ce mă duc și ce trebuie să fac ca să văd rezultate. Mai exact, trebuie să ai o misiune. Da, da, exact. Este n-ai partea ca o meserie, de... să spun așa. Da, da, meseria asta nu ești plătit. Da. Sau ești răsplătit de către oglindă. Te simți bine în pielea ta. De către cântar. De către oamenii din jur care spun, vai, ce rezultate deosebit de plăcute ai de un an de zile de când te duci la sală. Adică un an de zile. Cam cât timp ia unui om care arată cât de cât ok el, da? Ca să pună ceva pe partea de mușchi, să arate ca în revistă, de ce nu? Te referi la bărbați. Da, un bărbat, bine, nu știu. Așa mai accentuat, să spun așa, o vedere, eu cred că un an. Și am și văzut un caz cu un băiat care a venit la sală, dar foarte încrezător și foarte așa optimist și chiar și-a schimbat. Și deci era foarte
ambițios, așa. Și într-un an chiar și-a schimbat cu totul stilul. Și alimentar, și s-a schimbat fizic. Și trebuia să ducă cineva la el să-i spună: dar cine te-a împins să faci treaba asta? Și aflai o poveste de iubire, dragii mei, deci de iubire. No, de obicei asta e motivația. Ori o persoană în, nu știu, într-un anumit moment, ori o boală, da? Poate să fie și ăsta un motiv cât se poate de serios, sau prea multă publicitate. Da. Aia agresivă care, băi, n-am încotro, acum sau pur și simplu nu-ți place de tine. Sau n-am ce face cu timpul meu și încerc să ajung și pe acolo. Fără șaorma, fără alte nebunii, te uiți la cameră și le transmiți celor care vor totuși să facă ceva cu viața lor pe partea fizică, corporală, un mic mesaj ca să putem încheia. Da, păi să încerce să își păstreze o gândire pozitivă în sport, să încerce orice fel de sport, indiferent, plimbat mult, sală, să înceapă de undeva, este important, și evident să nu exagereze în alimentație. Și niciodată să nu termine cu sala, cu mișcarea, cu sănătatea, să nu se lase pe parcurs, că sunt mulți care se lasă. Exact. Din păcate. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Sărbători fericite de pe acum, că vine Crăciunul și... Bine, mulțumesc. Și mâncărica, dragii mei, iar mâncărica este foarte importantă, mai ales dacă e una sănătoasă. Din emisiunea de astăzi, ce am înțeles noi? Că echilibrul este esențial. Alții n-au înțeles nimic, pentru că probabil alimentația lor, indiferent cât de bună sau de proastă ar fi, arderile sunt extraordinare. Johnson, ne auzim și mâine de la 16:45. Numai bine, pa, pa!